se pregătesc cei care iată, s-ar putea ajuta mai mult de ceea ce ne oferă natura pentru a-și primi turiștii? Sunt ei gata să-i primească? Mai sunt locații care preferă să nu deschidă încă la această dată? Cum îi vedeți? Cum ați discutat cu ei? Din fericire, marea majoritate a locațiilor, a resorturilor turistice, a pensiunilor sunt pregătite să-și primească turiștii în această perioadă a anului. Aici aș vrea să mă refer la Egreta Hidroturism, unde ne aflăm, la Cormoran, Green Village, locațiile turistice din zona Crișan, Mila 23, Caraorman. N-aș vrea să uit nici municipiul Tulcea, care, fără doar și poate, acolo discutăm de o deschidere 12 luni pe an. Dar, din păcate, există și resorturi care, din lipsa resurselor umane, o problemă general valabilă, cred că nu numai pentru Delta Dunării, ci în tot ceea ce înseamnă activitatea turistică în România, reprezintă o problemă ușor insurmontabilă câteodată pentru unii dintre locațiile turistice din această zonă. Dar, fără doar și poate, din ceea ce cunosc, aproape 70% din locațiile turistice din Delta Dunării vor fi deschise în perioada mini-vacanței de 1 mai. Acesta este circuitul, dar mai mulți turiști, aici trebuie să fim conștienți că totuși Delta este o zonă nu exclusivistă, dar oricum o destinație turistică din punct de vedere al costurilor mult mai ridicată decât alte destinații turistice. Până la urmă să nu uităm că totuși discutăm de o rezervație, discutăm de o rezervație naturală, rezervația Biosfera Delta Dunării, iar turistul care vizitează Delta Dunării trebuie să aibă un anumit comportament, un anumit mod de a privi natura, lucruri care nu sunt posibile în alte destinații turistice. Când discutăm de ceea ce poate fi făcut, fără doar și poate soluția ar fi de dezvoltare, de susținerea acestui dialog în cadrul parteneriatului public-privat. Asociația de management promovează acest parteneriat public-privat și operatorii din turism, zona privată, alături de administrația locală, alături de zona guvernamentală, poate susține și poate rezolva, cel puțin în parte, această problemă a resurselor umane și profesionalizarea ei. Ca o paranteză, aș putea menționa că la ultima discuție cu domnul Tiv, ministrul turismului, am punctat, o posibilă soluție în această direcție, în a accesa resursa umană transfrontalieră. Iar aici, având în vedere că municipiul Tulcea este înfrățit cu orașul Ismail din Ucraina, credem că putem organiza alături de zona guvernamentală târguri de job, de forță de muncă în turism în partea ucraineană și nu numai, vorbim și de Republica Moldova chiar. Dacă ar fi să alegeți o zonă din Delta unde să vă petreceți vacanța, care ar fi aceasta? Zona din Delta care eu cel puțin o iubesc, dar nu aș vrea să se considere că favorizez o zonă sau alta. E doar pentru anul acesta. Anul viitor probabil că veți alege o altă. Dar fără doar și poate zona Crișan, care urma Mila 23 și sincer și zona aceasta Uzlina, care este o zonă superbă. Aș vrea să fac o recomandare turiștilor. Întotdeauna când vizează o petrecere a concediului în Delta Dunării și Dobrogea de Nord, să nu uite că județul Tulcea, destinația turistică, beneficiază și de zona continentală. Rezervația Munții Măcinului reprezintă o zonă superbă de a petrece o vacanță, la fel cum Triunghiul Mănăstirilor, cele trei mănăstiri, Cocoș, Celic de Reș și Saon, care una dintre cele mai vechi atestate mănăstiri din zona Dobrogei, poate reprezenta o soluție fantastică pentru a petrece un concediu superb.